domnule președinte, s-a încheiat o nouă ediție a Superligii, Timișoara din nou campioană pentru al doilea an consecutiv, tot într-o finală disputată cu Baia Mare. Aș vrea să vă întreb cum apreciați evoluția ultimelor ediții din Superligă și care ar fi nivelul actual al celei mai importante competiții interne de rugby. Eu zic că nivelul competiției Superliga Czech Bank de anul acesta a fost de un înalt nivel tehnico-tactic, fizic al echipelor participante. Și spun că an de an, din 2010 până acum, am crescut constant, populând și popularizând sportul nostru atât de drag. Important, anul acesta este că am crescut foarte mult, am crescut și ca rating TV, și ca imagine, și ca popularitate în rândul oamenilor. Au venit foarte multă lume la stadion, în general. E un lucru, poate, dacă poți să-i spui normal, poate doar Bucureștiu este un oraș puțin mai aparte. În general, în provincie, în clipa în care joacă o echipă care participă în Superliga, lumea vine și stă aproape de fenomen. Se întâmplă cu Baia Mare, se întâmplă cu Constanța, cu Timișoara, se întâmplă cu, în general, echipele cu Cluj, cu echipele care sunt, să-i spunem noi, din provincie. Anul acesta Timișoara din nou a câștigat, au avut un parcurs foarte bun, au fost încurcați pe drumul ăsta și de Steaua și de Baia Mare, care au avut victorii împotriva lor, dar iată că au știut să gireze într-un final, ca o mare echipă, această finală disputată weekendul trecut. A fost o finală frumoasă, extrem de frumoasă, plăcută spectatorilor, am avut o vreme bună la București. Să spun eu, petele de culoare din ambele echipe și-au făcut apariția plăcut pentru spectator, plăcut pentru noi care iubiști, au adus, să-i spun eu, multe lucruri bune și noi în rugby, pentru că în rugby modern se joacă în viteză, se joacă în explozie, se joacă în forță mai mare și atunci petele de culoare pe care le au aceste două echipe, jucătorii din Noua Zeelandă și din alte campionate puternice care au venit și joacă în România, au adus acel ceva de care era nevoie și în Superliga noastră. Vorbind un pic despre jucătorii străini care evoluează la echipele noastre de club, credeți că un număr ridicat, consistent de jucători străini este un lucru benefic pentru campionatul intern sau poate ar trebui pus mai mult accentul pe peniera proprie? Nu, categoric. Categoric nu este benefic pentru, în general, pentru sporturile de echipă și, în general, și pentru sporturile individuale. Și tocmai din această cauză noi am pus tot timpul o barieră. An de an, numărul lor scade în campionatul și în Superliga Românească. Nu știu cum se întâmplă în celelalte sporturi, știu că sunt și acolo foarte mari probleme, pentru că important pentru noi este să ne creștem copiii. În general, să știți că sunt destul de puține echipe în rugby-ul mondial care participă la Cupa Mondială și care sunt atât de integraliste cum este România și Georgia la fel. Pentru că deocamdată nu avem foarte mulți stranieri naturalizați. Încercăm și noi, avem și noi nevoie pe anumite posturi de jucători cheie și vom face și această promovare a lor, dar cu timpul și în timp. Deci nu sunt de acord cu aducerea foarte multor jucători. Din 2011, când am dat drumul acestor jucători să vină, an de an a scăzut numărul lor, până într-un final unde cred că vor rămâne undeva la 4 sau 5 jucători. Ceea ce este pentru o echipă cu 23 de jucători este numai bine, spun eu. Ce se poate face pentru o competiție mai echilibrată în Superliga? Deocamdată, din câte observăm, practic echipele care se luptă la titlu sunt 3, Baia Mare, Timișoara, Steaua. Mai sunt încă 4 în Superliga, au fost în play-out, 3 au fost în play-out. Ce se poate face să nu mai fie doar afacere în 3 Superliga? E puțin probabil să o numești așa, o afacere în 3. Constanța, să știți că a încurcat un pic Steaua. Și dacă știau să gireze rezultatul, puteau chiar să câștige locul 3 și să câștige finala mică. Steaua este o echipă constantă.
au un conducător constant care știe ce înseamnă rugby-ul, care știe ce înseamnă sportul în general, e un fost sportiv de mare performanță, e un actual vicepreședinte la noi la federație. Baia Mare la fel este o echipă care totdeauna, dacă nu a fost campion, a fost vicecampion, este o echipă mare, iar Timișoara vine de 2 ani de zile cu un nou management, un management interesant, puternic, bazat foarte mult pe marketing, pe imagine și bineînțeles pe jucători, pe jucători străini. Dar sunt și celelalte echipe, cum ar fi Dinamo, cum ar fi Clujul, va intra Buzău, s-ar putea să intre Iașu din nou, Iașu care anul trecut nu a dorit pentru că a vrut să-și consolideze un pic echipa pentru a intra mult mai puternic, așa cum spuneți. Nu mai sunt acele meciuri unde vedeai 60, 70, 80 de puncte cum înainte de formatul acesta nou pe care l-am propus Superliga. Sunt niște meciuri mult mai echilibrate, dar aici ține și de partea de antrenor, partea de marketing, partea de comunicare. Fiecare echipă are un stil propriu de management și poate aici se văd și rezultatele. Probabil că știți, chiar ieri Chester Williams, antrenorul principal al RCM Timișoara, a anunțat că își încheie contractul și va pleca acasă. Cum comentați acest lucru și credeți că va influența în vreun fel parcursul viitor al RCM, plecarea lui Chester Williams? Hai că să încep cu a doua întrebare. Nu cred că va fi o problemă. În general, marile echipe și-au găsit întotdeauna mari antrenori și antrenori buni. Este și Peter de Villiers, antrenor secund, nu știu dacă rămâne sau nu, este o piesă importantă în partea de management a echipei din Timișoara. E o veste care nu mă umple de plăcere, e clar. Sunt puțin mâhnit, nu-mi dau seama de ce pleacă, poate dorul de casă, poate neadaptabilitate la viața de aici. Știți foarte bine că eu cu Chester Williams ne cunoaștem de foarte mult timp. El a antrenat și la Dinamo, într-o perioadă în care eu ajutat Dinamo și îmi doream, pentru că a fost echipa la care am crescut în campionatul românesc. Nu e un lucru benefic pentru Timișoara, dar poate că pentru el a fost un lucru bun. A venit, m-a arătat ce a fost de arătat, a fost un lucru bun. Cred că și pentru Timișoara urmează un nou pas, o nouă eră, un nou drum. Vin meciurile din Amblin Challenge Cup. Ce sperați de la selecționata Bucureștiului? An de an am sperat de la Lupii București mai mult și mai mult și jucătorii nu ne-au lăsat să așteptăm. Am avut rezultate, am bătut la București anul trecut Agen, am fost foarte aproape să batem și echipa englezească, batem deja la pas echipele din Italia cu care ne întâlnim chiar și acasă la noi, chiar și acasă la ei. Deci mă aștept ca sâmbăta viitoare să putem să avem o victorie în fața celor de la Newcastle Falcons, care vin și ei tot pentru victorie la București, să nu uităm totuși că vin dintr-un campionat extrem de puternic, unde bugete sunt extrem de mari, dar întotdeauna am făcut față. Chiar am avut o vizită din partea, să-i spun eu, directorului executiv a celor de la Heineken Cup și Challenge Amblin Cup și au văzut frumoasa noastră finală de Superliga și au rămas extrem de încântați și ceea ce facem noi pe partea de arbitraj, pentru că Vlad s-a ridicat la așteptările lor și iată, a primit deja niște meciuri în Challenge Cup cu brigada românească să arbitreze. Asta e un lucru mare. Pot să vă spun un lucru în premieră, că Vlad va merge și va arbitra meciul dintre Samoa și Georgia și, dacă nu mă înșel, Canada-Georgia. Deci două meciuri de un nivel internațional foarte ridicat. Samoa și Canada sunt echipe foarte puternice. Samoa chiar de prim rang. Dacă nu, Canada e cam de media noastră, de al doilea rang în ierarhia mondială. Lucrul ăsta îmi dă speranță și mă gândesc cu plăcere la viitoarea sâmbătă, unde sper să intrăm cu o victorie împotriva celor de la Newcastle. Va rămâne selecționata Bucureștilor și pe mai departe să reprezinte România în Amblin Challenge Cup sau? Categoric. Selecționata asta a Bucureștiului, Lupii București, este o selecționată care de fapt îți îndrumă pașii spre echipa națională. Noi ne vedem tot ceea ce înseamnă jucători români, jucători de viitor, care au potențial și care pot accede la echipa națională. Îi vedem
prin aceste meciuri, aceste 6 meciuri, aceste puternice meciuri pe care le-am avut, dar v-am spus, anul ăsta și anul viitor ne gândim un pic să și trecem de faza grupelor, să nu terminăm totuși pe locul 3 tot timpul. N-am terminat pe locul Codaș niciodată, v-am spus, întotdeauna am fost în fața echipelor din Italia, asta e un lucru mare pentru noi, pentru că nu ne putem compara niciodată, nici cu economia Italiei, nici cu bugetele lor, nici cu nimic ceea ce se întâmplă în Italia. Dar iată că totuși suntem peste anumite echipe europene. Vor veni și meciurile internaționale pentru Naționala Frunzei de Stejar. Vom juca cu Tonga, cu Fiji și cu Canada. Care sunt șansele de calificare ale României, cum le vedeți, pentru campionatul mondial din 2015? Și ce așteptați de la meciurile de pregătire cu aceste naționale? Șansele noastre de calificare deja sunt peste 50%, pentru că acest an am avut meciuri în deplasare foarte multe, le-am câștigat, nu avem nicio înfrângere, avem 4 victorii și o egalitate cu Georgia. Și eu cred că anul viitor, în februarie și martie, după acest parcurs de 6 națiuni, divizia a doua, vom ști clar dacă suntem calificați sau nu. În principiu, din punctul meu de vedere, din punctul jucătorilor, din punctul antrenorilor, deja suntem cu un pas în Cupa Mondială. Trebuie doar să facem al doilea pas de anul viitor, să câștigăm toate meciurile pe care le avem acasă și cine știe, foarte mulți își doresc victoria împotriva Georgiei chiar acasă la ei. Nu s-a mai întâmplat de mult lucrul ăsta. Cred că eram jucător pe vremea când băteam Georgia la ei acasă, la Tbilisi, chiar în primul an de Cupă Europeană a Națiunilor. Era la stadion chiar și Șevarnațe și a plecat foarte, foarte dezamăgit președintele georgienilor. Înainte de final, cu câteva minute, foarte supărat că pierd această partidă și atunci am câștigat pentru prima oară Cupa Europeană a Națiunilor. Sper să se întâmple la fel și sper să se întâmple și pentru noi și pentru echipă, pentru că băieții își doresc foarte mult echipa, managementul, toată lumea își dorește foarte mult și noi ca federație și noi ca entitate sportivă ne dorim foarte mult acest lucru. Referitor la meciurile pe care le vom avea în toamnă, chiar dacă se anunță vreme rea așa de către toată lumea, cu siguranță pentru noi va fi o toamnă destul de caldă. Să vină Tonga la București e istorie deja. Vor face acel dans războinic pe care și Noua Zeelandă îl face, Fiji îl va face la fel, Canada este la fel o echipă puternică. Deci eu cred că lucrul ăsta nu poate decât să ne aducă bucurie, să ne mândrim că încă facem parte din lumea bună a rugby-ului. Iată, vin, ne vizitează. Nu ne vizitează așa, s-a trezit cineva să vină să facă o vizită României. Nu, pentru că punctăm în general și pentru că suntem pe harta rugbistică. Să nu uităm totuși că suntem una din cele 12 națiuni care tot timpul au participat la Cupa Mondială și au participat cu brio. E adevărat, ne-am dorit întotdeauna să ieșim și din faza grupelor în Cupa Mondială. Cine știe, dacă ne vom califica din prima acum, eu zic că putem face și spectacol rugbistic, dar și surprize mari. Întotdeauna mi-am dorit să bat o mare națiune la Cupa Mondială. Poate 2015 ne va ajuta să ne împlinim acest vis. România, locul 9 la campionatul european de rugby în 7. Sunteți mulțumit? Deși sună ciudat, sunt foarte mulțumit să câștigăm totuși un trofeu, pentru că știți foarte bine că sunt cele 3 trofee care se acordă în general în orice fel de turneu de rugby în 7. Să câștigăm al 3-lea trofeu pentru noi e un lucru bun. De ce spun lucrurile astea? Pentru că toate marile națiuni europene s-au profesionalizat. Au contracte cu jucătorii care joacă pentru această echipă. Se pregătesc de dimineață până seara, de seara până dimineața participă la niște turnee extrem de importante și de puternice, unde noi nu am prea avut, pentru că ne gândim totuși de fiecare dată, noi am făcut întotdeauna din acel lucru bici și am și tras cu el de câteva ori. Și locul 9 e un loc bun. Am făcut cel mai frumos meci pe care l-am putut face cu campioana europeană, cu Anglia. Au rămas chiar impresionați. Să pierzi 2 eseuri la 1 nu e de cole. Am făcut cu Țara Galilor, care, să nu uităm, totuși este una din fostele campioane mondiale. Am făcut 2-2 la eseuri. Am bătut Italia. Am intrat poate un pic cam cu nasul pe sus, așa, cocoși cu Georgia și ne-au pus la respect imediat. Este clar. Deci am făcut meciuri extrem de bune. Am bătut Spania. Spania care a fost și rămâne o revelație a rugby-ului în 7, pentru că ei s-au profesionalizat foarte mult și se axează foarte mult Portugalia și Spania pe acest rugby în 7. Sunt foste vice și campioni europeni. Deci eu spun că facem pași. E adevărat, nu putem face pași mari și nu putem să cerem foarte mult, dar ideea de a te putea califica la Olimpiadă e un lucru care face mândru orice fel de jucător de rugby, de orice fel de
De orice fel de rugby practicat, că e rugby în 15, că e rugby în 7, că e rugby în 10, că e rugby în 13, e important să participăm acolo. În ultimul timp a crescut interesul copiilor, tinerilor către sportul cu balonul oval, iar federația are un merit în acest sens indiscutabil. Totuși, care este strategia pe viitor pentru a avea o pepinieră serioasă, pentru a aduce copiii să practice acest sport? Încercăm cât mai mult să promovăm sportul nostru în școli, în grădinițe, în licee, în universități. Pentru că sporturile, în general, de acolo își vor trage seva. Deci facem, să spun eu așa, o paralelă și un contract așa nesemnat cu Ministerul Educației, care ne sprijină și în care se mai practică încă sporturile, pentru că e foarte important. Eu întotdeauna am crezut că și vreau să cred că sportul de echipă este un fenomen social și trebuie să devină un fenomen social, trebuie să ne învină, să ne învețe să ne purtăm în societate, să te învețe să-ți ajuți aproapele, să te învețe să-ți ajuți colegul de echipă. Sunt foarte multe lucruri. Rugby, nu mai spun, sunt atâtea lucruri frumoase pe care te învață să te comporți, te învață să fii mândru, te învață să ai caracter. Sunt lucruri, fair play, chiar și dragoste, chiar și iubire, pentru că, încă o dată, sunt totuși 15 războinici pe un teren care după, pentru că aici am spus întotdeauna, dom'le, suntem încă singurul sport care după participăm la repriza a treia împreună. Devenim din oponenți prieteni și stăm după meciuri și ne povestim anumite întâmplări care ni s-au întâmplat în perioada de glorie a fiecărui sportiv în parte. Sunteți mulțumit, sunteți și deputat și vă întreb și din perspectiva aceasta, sunteți mulțumit de numărul de ore de sport care la ora actuală există în școli? Poate că și Alin Petrache are un 0,00 nu știu cât la sută prin introducerea mai multor ore în sportul școlar, gimnazial. Sper pe viitor să avem mai multe ore de sport în liceu, să avem mai multe ore de sport în universități, pentru că ușor ne dăm seama că sportul universitar a cam dispărut. Eu am făcut facultatea la Timișoara. A fost o facultate, să-i spun eu, universitate puternică. La Timișoara eram ruibiști, se spunea, domnule, sunt ruibiști de la Timișoara întâia, era un lucru foarte interesant. Ceea ce s-a pierdut, toate marile noastre universități au cam ieșit așa, Clujul, Timișoara, Petroșanu, peste tot, ruibistic vorbind, erau niște echipe extrem de puternice și extrem de mari. Plus că participarea și această, să-i spun eu, legătură între ruibii și universitate era o chestie normală, pentru că oamenii din rugby, în general, sunt oameni cu calități umane și mentale destul de dezvoltate și întotdeauna le-a plăcut să fie școliți. Și lucrul ăsta a fost un lucru bun. Sper ca pe viitor să fim și mai mult atrași de această pătură, de această parte, de această zonă de universitate și sper să creștem din nou și să avem la fel un nivel destul de ridicat al echipelor universitare. Sportul în școli înseamnă, de fapt, sănătate, înseamnă putere de muncă, înseamnă putere de gândire. De ce chinezii fac sport? De ce japonezii fac sport? De ce americanii fac sport? De ce toate echipele, de ce toate națiile puternice europene fac sport? Pentru că sportul te dezvoltă, sportul înseamnă sănătate, sportul înseamnă educație fizică. Educația e bună peste tot. Și să ai o educație fizică, să ai o educație a copiilor, de fapt asta ne dorim. Din punctul meu de vedere, ca și tată de trei fetițe, e important, cel mai important pentru noi este educația copiilor. Cum o primesc, cum o au și cum o duc mai departe. Și o ultimă întrebare, domnule președinte, au trecut 32 de ani de la prima și singura vizită pe care cei de la All Blacks au făcut-o în România și meciul pe care l-am avut atunci. Să sperăm? Mai putem spera la... În primul rând, nu știu dacă ca și vizită la noi, ca și un meci jucat pe tărâm mioritic românesc, dar de asta îmi doresc să bat Georgia, la Georgia acasă, pentru a juca în grupă cu Noua Zeelandă. E o onoare. Lucrurile astea nu le pot ști decât după ce joci cu ei, după ce înfrunți cea mai puternică națiune rugbistică. Deci ne dorim, în primul rând ne dorim calificarea, după care ne dorim calificarea din locul întâi, care ne va duce în grupă cu echipe puternice, da, cum ar fi Noua Zeelandă, Argentina, Tonga și cred că Namibia.
este a patra echipă calificată. Dar în primul rând cu All Blacks. Asta e dorința mea cea mai mare și e dorința și a jucătorilor, care se pregătesc mental, fizic, tehnic în fiecare zi pentru acest lucru.